Bună ziua, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să gătesc ceva foarte, 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 foarte faină, ce am găsit în frigider. Asta e faină la mine. Și nu înainte de asta, dacă vreți să vă cumpărați, uite astea, când o cumpărați, asta puteți să o desfaceți aici, așa, e din piață, tăi de la doamna aia cu aia, de acolo, nu prima cum intri pe stânga, a doua pâine cum intri în hală la Mihai Viteazu piața și ăsta îl tai în două și îl faci cu hot dog pentru ei amicii. Ia, uite ce faină. 4 lei. Azi, cruzavă, cruzavă. Aia la altă m-a stat o săptămână moale. Minune, gipite. No, e și firma bună, dar cum intri în piața Mihai Viteazu, nu prima doamnă, și așa ea repită, grozavă, pătvatră faină, și aia la altă care te duci în fața ei așa, prima doamnă mai în vârstă, are minunății, are și focaccio, are și alea care sunt italienești, baghete, are multe feluri, pentru că firma face foarte multe feluri. Dacă vrei o pâine bună, prima e aia pe vatră, aia la alta are mai sofisticate, are și scumpe, are de toate. Fraților, surorilor mele dragi, să știți că trebuie să vă citesc un cuvânt, dar înainte de asta vreau să vă spun că trebuie să fac o ciorbă din zarzavaturi, din vergețul. Ia, am și o salată acolo, mai zdrobită un picuț. Nu, n-am ce să fac. După aceea niște găluște, ia câtă brânză am cules de la sora mea, tata, de pe acolo, de pe frigider. Dar și ce faci cu asta? Că... Hai, și aștept două țăpaci acolo. Mă, dar pe tu, i-am spus, tu știi cât îți scumpe așa? Brânza asta, deși ea că dacă mi-ai să o cumperi, cel puțin 20-25 lei ca ocio. Ia, tăi ce feluri, cât ce tăi ce felurile de brânză le bagă și. E și mai telemea proaspătă, e și că nu a fost așa de grozavă. E, lasă-mă, duce-te și. Duce-te și nu te-mi spune că nu-i grozav. Tot e grozav, tot e bun. Da? Și pe eu, zice, nu mai ți le trebuie. Nu, nu mi le dă, lasă că duc eu. Și zice, da, ea nu mănâncă de și. Ba da, că și lor le duc, numai că faci așa pe... Nu, fiecare cui, dar eu nu le las, eu nimic nu las, ia. Așa. Apoi să-i mâncai una deja de 6 de dimineață, apoi niște sclisuță, ia, de la cineva m-a dat-o, uite și am mâncat-o, a fost o bucată mare. Mă, dar pe telemeau asta, din piață am luat-o, Doamne, e de ce e vece, bunătate. Asta dacă o bagi un picuț sub apă, numai că trebuie să o mânci atunci, e unt, 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 unt. Hai să ne punem să facem. N-am făcut de multe așa. Cotletele așa tot ce le-am avut prin frigider. Rămasă. Nu rămasă. Sora mea și le-a cumpărat și nu le-a făcut. Dar, ce se întâmplă? Dai să vă arăt. Dacă te uiți la cotletul ăsta și îi tot prin el, numai grăsime, da? Ăsta e un cotlet care îl cumperi de la magazinele astea noastre. 60 de lei kilo sau 67 de lei kilo. Nu vă indic să mai ales pentru că chiar nu. Și așa că ăsta de vită l-am găsit redus și de aia l-am luat. Când le condimentez, întotdeauna pui pe ele ulei, le sigilez și după aceea pui ce condimente îți place. Eu le pun așa la ciorbă, ăsta îl bag la ăsta pentru că am curățat cartofii așa și după ce citesc cuvântul Domnului, fac o ciorbă, cartofii să fac singur, ăsta 5 minute pe parte. Și așa m-am pregătit să fac găluștele. Găluștele le țip așa, țic, 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 pun brânzica pe ele și emisiunea noastră e gata. Na, ce zici? Ascultă aici. Cuvântul ăsta este un cuvânt care este potrivit timpurilor noastre. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lasă de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele, zice Domnul, nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele de gândurile voastre.
De multe ori îți faci niște planuri și niște gânduri și te gândești ce să faci și Domnul nu e în planul tău. Până că Domnul e acolo unde e ăla simplu și smerit cu inima. Domnul ăla care caută, nici nu știu ce mai caută, că le are de aici și el te caută și te vrea. Vrea să facă și mă, dacă se poate, să mai facem ceva. Bun, și ce? Pentru că Domnul zice așa, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile mele nu sunt căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. O să zici, a, nu, că după cuvânt, care? Că vine și cuvântul Domnului și zice, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Apoi câtă smerenie? Câtă smerenie? Atât să fii dezmerit ca Domnul să fie în gândurile tale, să fie în căile tale. Pentru că, zice Domnul, cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Când auzi păcăciunul și-a întorcând voce și spunând slăvit să fie Domnul, da, slăvit să fie Domnul, Domnul poate nu are nimic cu cine. Pentru că tu nu gândești ca Domnul, Domnul nu gândești ca Domnul. Domnul nu poate să vină în gândurile tale, că gândurile tale sunt mărețe, de visuri. Visezi tot timpul și Domnul nu e în visurile tale. Ce trist, nu? Iar mai jos zice, după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânța semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Vremurile sunt tare bune, numai și tulburi. Uite ce la războiul din Ucraina care nu se mai termină, la ăla din Israel, uite ce la cutremurile din Taiwan, uite câte lucruri s-au întâmplat în câteva timp. Când toată lumea stătea așa de liniște, așa ce bine era cameramenule. Toată lumea era liniștit, plecau vacation, after vacation, numai vacation. Încetuți. Puneți frână. Nu mai zic de cât îți scumpe mă tăice. Eu care tot eram plin așa de optimist, acum pun și morcovul ăsta de ce? Da, îmi dă un picuț de dulceață, de frumusețe, de culoare, de diferită. Că știi de ce? Dacă faci o ciorbă de vegetale, pui tăice vegetalele care le ai. Zici tăice? Tăice. Și pui și o jumate de ceapă. E și ea câtă. Da. Ia ce faină. Aha. No. Trebuie să iasă afară că nu putea să stea aici, da? No, bine. No, lasă că tu conduci. Domnul ne-a dat stăpâni pe stătăice. Și în bucătărie să fim stăpâni. Tot noi. Bun, haide să dăm drumul la ciorba asta. O lăsat așa să călească un picuț și un picuț de ulei mai mult. Uite, în tava asta pun cartofi, îmi plac cartofii ăștia tare. Uai, și fac grătarul. Pe grătar, tigaie. Uite aici, ia. Aha. Îi tai mari, ăștia, în două. Și cartofii s-au scumpit, mă. Truda lor, că i-am luat cartofii ăștia, și 5 lei kilo sau cât a fost. Și vreau să spun, stai să nu mă tai, nu vă tăiați. Și vreau să-ți spun, când am curățat din ei, apă jumătate nu erau buni. Dar nu poți să te aștepți la ora asta să mai fie ceva. No, și anoș românești, bun cartof, dar no, te tai din ei. Deci poate arzi aia acolo. Păi așa mă gândesc și eu că poate cu ard. No, dacă mă străduiesc tare, aș putea să o... Ia. Uh-huh.
Hai să dăm drumul aici ca să nu mirosim, dar nu-i șeful, am văzut că nu-i mașina șeful-ului. E de bine, mă tragem joc. E de bine. Că nu-i mașina șeful-ului aici. Ia și salata, am avut pe frigider, ia. Vezi-o? Numai ciorbă de salată poți să faci, gine, ce poți să faci? Nu? Și chiar nu era să o las. Doamne! Dar ciorba de salată primăvara se mănâncă în fiecare săptămână să mânca la noi. Dar nu mânci numai odată la, doamne, cât? Odată la lună? Sau cum faci cu ea? Nu. No. Ciorbele se mănâncă în fiecare săptămână să fac. Uite aici. Ce faină ăsta. Hai să văd dacă nu am apă prea multă la e. Ia, am crezut că sunt mai mulți, sunt mai mulți. Am pus un picuț de ulei acolo, că trebuie să ungi tava, da? Sau punea și așa, ulei. Stai să vigem, ăsta îi usturoiul pudră. A cucului, Mimi. A cucului la asta trebuie, așa, și o linguriță de paprika afumată, grozavă. Ia, este la magazin, dacă nu cum intri în piață, este așa și, este pe tălocul, este câtă vrei. Așa, și ce vreau să pun pe ele, și îmi place să pun oregano. De ce? Îmi place un picuț mai diferit. Dacă nu-ți place, nu pune, știi? Înțelegi? Ia. Ia ce faină azi, ia. Așa le punem deasupra la ele, dar știi cum le pun? Le pun mai la sfârșit, că le trebuie numai 10 minute. M-am gândit acum, știi? Uite așa. Ia, ce faină, wow, beautiful. Minune de cartof. Bun. Da, ia. Ce zici? O roșie. Era pe-n frigider. O ceapă. Ia. Ardei ăștia. Mă trebuia să-i pun și am să vă spun și ce. Acolo mă mai rămas mai pe-n frigider. N-aveai ce să faci cu ei. Așa. Ok. Bun. Nu, dacă îi făceai în friptioză, cum era? Păi trebuie să coacă, fraților. Nu vă uitați așa. Păi mă, pusăși. Las cu ulei, rămâne acolo jos. Nu ce-i impacientat-o. Ia. Minuni. Și cât ceva. De-aștia le pun și la sfârșit și le pun și acum agimenta. De aici le bag așa lângă. Și o să mai pun și bucățele astea de roșii lângă. Good! Ia! Lor se numesc ăștia. Gata! Și cum e mâncarea? Mâncarea e gata! Lasă că asta nu o țărge și... Vezi tu cum ai și roșiile scumpe și tăi. Hai să văd cât ce ai. Deci cum? Gata! Lasă și că nu m-am... M-am gândit ce fac cu ea. Așa le urde. Ia lasă. Cum e salata? Ia cât așa. S-o vadă, da? Ia, cam așa. Smochinită tătă din frigider. Dar doar nu era să arunc. Mijlocul. Ia. Acum ăștia le lăsăm așa lângă. Cu cât ceva lângă
Le lăsăm așa că le completăm mai târziu. Da? Ok. Mă, eu cred că tu vrei să o arzi? Da, da, vreau. Bun. Ia. Deci astea le bag la ciorbă. Și una și ea. Atas, să zicem, care e asta? S-ar putea să fie bună, da? Pentru salate. Uite aici. Tot. Asta e salată de verghețu. O, bunătate, bunătate. Ia. Nimic nu s-aruncă. Nimic. Noi suntem aici la camera de comerț, filmăm. Ca în gară suntem așa. Așa e cameramenul. Noi, da, e activitate pe noi așa. E activitate. Nu, bun. Na, ia ca și ei, sfigem asta cum ai. E cam veciuță așa asta. Lasă-mi. Unde e bună, o folosești la salată. Unde nu-i bună, merg la ciorbă. Ia. Nu se aruncă, că astea au fost și scumpe. Ia. Ui, ce faină e ciorba, ia. Mami, mami, mami. Un picuța cucului. Și fericită când pun a cucului, ce zic. Fericire mare pe mine. Așa. Ia ce faină e ciorba, wow. Na, pă dau și niște gălușcuța plecă, n-ai ce să faci cu ea. Știi ce este? Un lucru avem aici de oz. Am uitat să vă prezint la fratele nostru Marin, da? Fratele nostru Marin, la ora asta, are șunca asta care nu-i sărată, numai trebuie să o faci în cuctă. Eu 30 de minute am fiert-o. O bunătate! Ia. Acum numai vine de Paște, au fost Paște ungurilor și va fi la Paștele astea acum. Și acum oare. Ia cât e de faină. Mulțumim domnului Marin pentru susținere, dorim ca domnul de sus să răsplătească cu ce știe el pentru susținerea pe care are față de noi. Nu numai pe el, și familia lui tata, mama lui, copiii lui, nepoții lui și tata fașirea lui să meargă. Da, pentru că e un om cu suflet mare. Ei mai sunt oameni aici, dar n-au suflet așa mare. Au și ei, că dau. Fiecare cred că dăruiește, eu așa cred, că fiecare dă. Dă acolo unde știe care de dat, nu trebuie să ne dea nouă, nu-i așa, cameramenule? Nu ai văzut, cameramenul aprobă cu mine. Uite aici, o să zici, bași și bracoli? Da, când așa bracoli era. Mă, să vezi ce am făcut acum cu bracoli ăsta astăzi. Bracoli ăsta, stat pe-n frigider un picuț, El se coașe repede. Știi ce faceți cu el? I-am găsit o șmecherie. Îl speli, îl lași în apă și dai partea aia de deasupra, partea asta de și sâmburi, ăștia care sunt mai gălbui, dai jos și își revine. Își revine. Arată frumos și nu mai știi că a fost mai veciuț. Știi? Nu mai știi. Mai veciuț, nu mai îți dai seama. Ia că te lași. Să văd dacă mai... Vezi, l-am spălat și uite, s-a făcut alb. A fost mai gălbănuț, știi? Da, e ok.
câtva trebuie să las și pentru... Aia că te lași. Gata. Nu așezăși. Hai să văd câtă apă îmi trebuie acolo. Cu paprika asta deși. De la cartof. Bun, ești așa. Bun. Faină. Așa facem. Căluștele! O să-și dar numai dintr-atâta? Atași că mai pun apă. Cum să mai pun un pic de apă. Așa am făcut o din asta la... Maca și așa, geagevăracele, astea trebuie două ouă. Am făcut acasă o ruladă, cred că v-am filmat-o. Trebuie să pun două ouă, că n-am ce face. Îți dai seama și îți zice sora mea câtă mine, Dana. Ai grijă să pui, zice, auzi. Să pui, zice, și apă, că așa face mami. Păi mami săraca face, da? Zice că dacă pui apă, ieșe mai moale. Mă, dar tu ești specialistă. Eu cred că săraca maică mea pune din cauza că nu era atunci ouă. Așa zic eu, nu știu. Am întrebat până Ana, poți Dana că și e pune și acum. Ok. Bun. Ia. Am vrut să cumpăr, da? Și am vrut să cumpăr din astea, cum îi zice, niște paste. Și după aia, 7 lei, 8 lei. Hai mă, nică o ouă le zi ieftine, dar cel puțin așa, cât poate ce coste? Un pic mai mult. Lasă, că lucri, da? Păi lucri, da, ce să faci? Dacă ești mai în vârstă și ai roboțel, bagă-le în robot. Dar eu nu le-am băgat, ce să zic. Dai seama că la noi la țară, și acum când m-am dus într-o zi la Nana Ileana, la soră mea și la Cuscăra, erau numai tăiței, cât vegei. Logic, că doar nu stă nimeni să tușezești. Acum, ăștia mută camera de comerț. Ia, cum faci? Da, păi iacă așa. Și că le lăs claia câtă să steie, le încind un picuț și le rup bucăți subțări. Și gata. Ia. Și place să fac aluaturi. Da, păi ia. Noi românșele, generația asta mai în vârstă, încă mai avem în noi de ăștia. Nu știu, tineretul ăsta. Numai ăștia care sunt profesioniști mai gătesc. Da, pe domnul să... Facă să le dea înțele. Mă, știi cum ori învăța ei când vede că arde la buzunare? Știi? Așa îmi spunea cineva. Eu zice, vai că săptămâna asta zice, am vrut să ne-am ocupat de nu știu ce, de grădinărit și n-am gătit și numai weekend și am cumpărat luna asta mâncare. Vreau să vă spun că la cât m-a spus că o dat pe mâncare, 4 persoane m-am crușit. Nu, ca au și 2 copii. Nu m-a venit să cred. Mă durea pe mine sufletul. Îți dai seama. Cum, tu trebuie să gândești că dacă vine cineva să-ți gătească și îl mai plăce și cu vreo 3.000 și îi mai cumperi și mâncarea, ești mai scump. Înțelegi? Mă fac uigi? Nu. Trebuie să o frământ un picuț. Așa că atunci e mai bună. Ia, și gata. Cum îți gata tăiței? Trebuie mai vârtoș un picuț, dar pentru că îi fac acum pe loc, îți bune așa cum îs. Ia. Ce ori putut lucra, gândiți-vă voi și italienii ăștia. Femeile italiene, ce mă uit la ele așa, când gătesc și acum paste și fac. Gândiți-vă că nu a fost viața ușoară pentru ei. Că acum, că dacă ce uiți numai la modă la ei, e altceva. Dacă înveți așa, uite ce faină. Și ce faci cu el? Îl pune și picuț să steie. Poți să pui și un picuț făină pe margină,
sau de subsănusă și imediat o încingem. Și așa n-am ce face, că și alea sunt cuptor, ciorba fierbe, alea-s gata. Ce zici? Decât ce să faci? Decât să faci un picuț de tașcuță și așa, ia. Uh-huh. Ia. Să-l minci covnit sora mea odată acasă, Luci și baba Ileana, tăi plășe să o pună pe Luci, că Luci încinge bine astea, știe și face. Vine așa, dă cu ea un picuț așa. Așa, dacă n-am pus făină destulă. Apoi când am o dat sora mea cu ea, s-o dus până dincolo. Și bunica mea atâta răgea era de fericită, nu? Era fericită cu țăpatul pe asta masă. Stai! Bunice, probabil că se bucură. Și eu m-am bucurat că a fost Anușca mea la Săcăș. Și fără să zică nimeni nimic câtă e, s-a luat și s-a dus, că s-a murdărit pe papuși și o spălat în vale. Zic, ce faci? Mă duc să-mi spăl în vale, cum ne-au auzit pe noi? Și zic, cum a fost? O, apa curată, faină, ia și bine i-am spălat. Zic, uite, dar dacă ziceam că te duci în vale, poate ziceam, dar nu mă duc. Așa am lăsat-o pe ea și-o fericit-o fost, am văzut-o așa pe ea că, zic, ți-a plăcut? Nu, zic, așa spălam, adică adevărul este că te-am povestit, că așa spălam de când eram copii, că așa făceam. Și eu intrat în cap la ea și s-a bucurat, s-a dus și ea, dar fără să o întrebe nimic, așa e tineretul geat. Nu poți să-i spui duce, că dacă îi spui duce, se supără. Ia. Nu m-am găsit slușitoarea așa e mare. Concingem eu cu sușitoarea. Te-a genai tu treabă. Ia. E mai grosuță ele. Da-ți de casă. Îs cu ouă. O să zici, da. Păi da, stai mă, că alea gen grâu dur care le cumpărați. Scrie grâu dur. Nu există nici un ou acolo. Sper că. Iar așa am luat odată. Așa am luat odată, scrie ouă. Doamne, dar ce să fie, nici vorba. Dar și ne-a zis că trebuie să le tai eu mici. Bă, inteligentă. Ia, cine a zis? Nimeni. N-a zis că trebuie tăiece. Ia. Miș. Am uitat să pun sare. Sare. Apă fier, aveți grijă să fiarbă apa la ele. Așa. Fiind tava asta foarte, foarte încinsă, m-am gândit ia să-i pun pe ăștia în tavă, ia, deasupra. Știi cât ce? Ia, 15-20 de minute trebuie la ei. Nimic mai mult. Uite, ăsta e vita, da? Uleiul deasupra la ei, care nu mai este, dar punem unt, un picuț de sare și piper, că da, le-am condimentat eu, să știți. O să pun usturoiul și ceapă la sfârșit. Și astea le-am scos afară, uite aici, ia, îți gata, vezi-le cameramenule, să vede, ok, aici e untul cu tăicea astea, uite ce minuni avem aici, da, așa, hai mă să te bag și pe cine în cuptor, zi. Ok, astea sunt aici, gata, tăice, așa, ok, le bag în cuptor la foc automat, la maxim le pun, ok, uite aici. Și când le scot, pun unt pe ele. Lasă-le jos să se facă rapid. Ok? Aici am... Sunt gata și ciorbele, să le închidem. Aici am făcut tăiței. Ia. Așa cum? Le-am făcut tăiței ăștia. Le-am făcut lungi. Să vede cameramenule sau nu să vede nimic? Că atunci, dacă nu se vede, să auzi tu atunci. Așa. Uite aici, iau și strecora astea și le pun aici și le facem cu, aveți să vedeți, cu
Cu. Ui, ce faină, ia. Aha. Ia ce faină să tăiței. Bă, nu-i nimic, așa tăițelul de casă. Nu există mai bun. Există. Nu există. Uite aici. Ia. Păi ce faină. Ia. Ia cum sunt tăiței. Le-a făcut așa tăiței. Lungi, gorozovie. Gorozovie, ciorba e gata. Ăla s-a aici. Așa le văd cum ăs. Faină, faină, faină. Aici am brânza. Da? Felurile alea de brânză mulci de acasă, da? Minunățiile alea cu brânză topită, cu brânză rasă cașcaval, cu telemea de ca oaie, telemea de vacă. Da, ce-a fost pe acolo, las. Eu zic că minuni. Ia. Trebuie să o sfarm toată ca să arace bine. Uite aici așa. Oai. Perfecțiune. Perfecțiune. Ia, asta și. Uitați-vă așa. Ia. Minune. Minune, mami. Minune. Îmi place. Făceam de asta cu brânză, știi? Când rămâneau brânza de vaci așa, ce faceai? Tăiței cu... Tăiței cu tăiței. Cu ce trebuie să faci? Na, ok? Bun. Așa, ia și minune, ia. Uite. Ui, Doamne, să mănci? Nu mă să mănci, ia. Era atâta brânză. Gândiți-vă că dacă nu facem asta în altă parte și așa, s-a aruncat teta. Na, așa. Dincă așa. Cum e brânza așa? E mai sărătuță. Dincă așa, venim cu mac, fraților. Mac care gata. Macul care gata. Așa, vezi la camera mea, nu cum știe. Macul care gata făcut, da. Hai să vedem. Ia cum pun asta și. Deci că n-ai putea să stai așa. Ia. Wow. Dăm o farfuria aia prima de acolo. Nu, nu, aia cu... deasupra aia, aia prima. Aia, da. Așa, pune aici așa. Să punem. Am pus unt pe ele, nu? Știi tu cum ai? Stai să văd. Exact. Nu mă auzi, pe mine mă vezi? Nu. Da, da. Pică eu. Îmi place tăiței cu mac și cu nucă, așa facem acasă. Da? Minun. De mult n-am mai făcut. Ia. Mă arată bine și așa. Nu că... Ia. Ce e așa? Doamne. Deci, Doamne. Am ajuns în rai. Deci așa să ne servească Domnul. Nu știm. Domnul va avea grijă de noi când ajungem în rai. Asta vorbesc de raiul ăsta pământesc, un strop. Ne-a lăsat Domnul, deși de pe pământ, că noi nu ne putem închipui raiul în cer. Știi? De câte ori mâncați bine, să trăiți frumos, să vedeți un câmp cu flori, să știți că așa va fi în veșnicie cu Domnul nostru. Pentru că Domnul va fi cu noi acolo. Na, gata, să vedem ce fac ăștia și să zicem gata. Două rânduri de... De minuni. De clar.
Și gata să începem. Un sos îmi trebuie pentru cartofii ăia, care nu am ce face. Aici am usturoiul. 3 căței, 4 căței de usturoi. Ceapa verde. O mănuntă pătrunjel. Menta. Așa, un usturoi. O cășulie de usturoi, zicem noi. Cășulie, nici nu știu de unde a venit cășulie asta la noi, la Săcăș. Din ce am vorbit noi așa cu cășulie? Bar n-am. Așa se zice pe vremuri, acum... Acum, dacă stau să mă gândesc, nu știu nici acum cum se zice. Ce? O? O? Cașulie. No. Ok, good. Ulei pun. Așa. Stai să nu argem ăsta. Că atunci dacă l-am ars. Uite aici. O trebuie să scot tava din cuptor, că nu se face la foc automat. Și așa trebuie făcut rapid. Deci așa se face vita. E, pe așa se face. Păi stați-mă, fraților, să vă explic ceva cu vita asta. Vita asta o faci cum vrei tu. E, auzi, că multă lume zice, dar se face în sânge. E, se face în sânge dacă vrei să faci în sânge. Nu ți obligă nimeni să faci în sânge, drăguță. Da? Numai că noi avem ideea că știm tot. Nu, 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 nu. O facem cum ne place. Da? Ia, o lămâie și ea câtă mai știu să străca. Truda ei. Nu. Dacă o lăsam. Ce zici? Bun. Doamne, mulțumesc. Trage și e că sosul ăsta. Ok. Asta îl punem înăuntru. Sare am pus, lămâie am pus. Astea sunt gata. Poți să-l mânci cum vrei. Bine făcut, rău făcut. Asta e gata, asta e gata. Oh, good lord. Ia că te lași. Ia. Asta e cotletul ăla de porc, măreț, măreț. Ia, ce fain se face, ia. Wow, minunat. Ăla l-am luat jos, ăsta e gata, cameramenule. Așa, ia că suntem gata, le-am pus tot la ea. Asta e grozavă, asta e grozavă. Îmi place la nebunie. Mixurile astea puse pe cartof. Gata. Gata. Uite aici, foarte. Ia. Oh, lor! E pictat! E pictat! Oh, my goodness! Oh, my goodness! Oh, my goodness! Ia, uite faină! No, scumpe, dar bune, hei! Scumpe, dar bune, băi! Vedem asta cum ai! Minunea! Ok? Așa, îmi pun o ciorbă. Așa, punem o ciorbică. Uite aici. O ciorbă superbă. De vegetale. Logic. Ia. Dacă vrei să pui pe ea lapte, foarte bine, poți să pui. N-are nevoie, zic, de nimica, decât să o mănânci. Uite aici ce fain, e? Uite aici. Așa. Asta le tragem jos, că-s gata, uite cum arată. Sunt fotografiate. Unul din ăsta costă cam scump. Nu e indicat așa. Numai dacă
eu știu ce zic, noi cred că suntem niște oameni, așa cred eu, că suntem niște oameni calculați. Și știi ce înseamnă? Eu am văzut la mine când am fost în America și când au fost și am trecut prin probleme și mai grele și așa. Când au fost bani, am mâncat, când nu au fost bani, nu ai mâncat. Bine? Să nu vă faceți așa niște probleme și să zici, vai dragă, dar așa m-ar place și să mie să mânc cotlete. Să știi că și cotletele de la Marin și din alte părți sunt extraordinar de bune. Să știți. Adică vă spun sincer, să nu vă faceți iluzii că eu le-am avut și din cauza asta a fost, nu că îmi place să pun un pic de smântână pe el. Nu, știi tu mă, de ce? Așa face mama mea, știi, acasă. Era mai cremoasă brânza, știi, dacă o faci. Și să vă spun, Inge, am mâncat așa, și aveți, vedeți cum servesc acum, valeu. Am mâncat așa la unguri, când am fost la restaurant. Am să vă pun să vedeți cât de faină ăsta aici. E cea mai, după mine, zic, că e cea mai grozavă mâncare, după mine. Acum nu știu după voi, dar după capul meu, cam asta e cea mai grozavă mâncare, care îmi place mie. Zic, dar ție și nu-ți place. Cam pe ce îmi place. Ce să faci? Uite așa. Nu mulce, pentru că tu pui cartofi, dai ok, da? Uite aici. Pe. De-aia faci. Pe cartofii ăștia, vii și pui asta așa deasupra, cu usturoi, cu ceapă, cu mentă. Cu... E grozava, asta e grozava. Și e cam scumpuț, dar e bunuț. Ia. Na, e grozăvie. Grozăvie. Și aș putea să vă spun ce aș putea să iei asta cameramenului, să iei farfuria, asta e cea mai importantă. Asta e exact ca în Ungaria am mâncat, așa am mâncat cu paste. O ciorbic, uite cum arată dacă raz morcovul. Uite aici, așa, asta zici, ce faci cu ea? Păi da, ce să faci cu ea? Nimica. O iei așa, pui roșiile lângă, o pui lângă, uite aici frumos, le pui așa, frumos și pui niște dressing din ăsta care l-am făcut acum cu usturoi și cu de toate pe el. Nu ai nevoie de mai mult, de atâta. N-ai nevoie. Uite aici, și vii și pui o lingură de deasupra. Nu, salata e gata. Hello, darling. Bună, dragă. Dragule, draga mea. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru susținere, pentru că sunteți alături de mine, pentru că iubiți pe Domnul. Pentru fiecare dintre voi care sunteți în post, mă rog ca Domnul să vă dea putere să-L duceți până la sfârșit. Întotdeauna apreciez oamenii care sacrifică viața lor, timpul lor, banul lor pentru Hristos. Trăiește în așa fel ca Domnul să se bucure de tine. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că ți-a lăsat o familie frumoasă, o țară în care este pace și o viață bună până acum. Iar dacă treci prin încercări, prin greutăți, nu uita, acolo sus, Dumnezeu veghează asupra ta și asupra familiei tale. Mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumesc pentru aprecieri, vă mulțumesc pentru că apăsați butonul înscrie-te, abonează-te și prin asta trăim și noi. Vă mulțumim pentru că urmăriți TV Arad, știrile din Arad să vă doar de la TV Arad. Nu uitați să rămâneți credincioși lângă Domnul și întotdeauna să rămâneți în dreptatea Lui și judecați drept în toate lucrurile, pentru că Domnul este dreptate, dragoste, bucurie și pace. Dacă toate astea vrei să le ai, trăiește ca un adevărat creștin. Fii binecuvântat, tu, casa ta, viața ta, țara ta unde ești. Și fii o bucurie pentru Dumnezeu acolo unde te-ai așezat. La revedere!